locul 1, numai 1, sunt mereu pe locul 1. Salut, salut! Am uitat că am dat rec să tai la montaj. Oricum, bine te-am regăsit pe breasla haiducilor. Sau ar trebui să mă uit așa? Poate așa, să pară că mă uit cu un ochi în cameră. Așa, așa v-am spus, e bine te-am regăsit pe breasla haiducilor. Astăzi se încheie vânătoarea de capete. Mai exact, de seară facem premierea și am toate premiile pentru locul 2, locul 3, însă la locul 1 îmi lipsesc acele două blocuri de netherite. Așa că hai cu mine să facem rost de TNT-uri. Gamivo ține cu tine. Prețuri mici pentru oricine. Mai multe detalii în descriere. Bă, pe bune, îl aștept pe Panda aici. O zis că vine cu șulcărul ăla plin de TNT-uri, că am vorbit cu el, dar nu mai vine. Pur și simplu, în sfârșit, Panda, de când te aștept? De când te aștept? Mă aștept de mult? De destul de mult, că ai zis că vii cu un șulcăr plin, cum ne-am înțeles, și acum, da, stau de ceva timp aici. Bă, dacă știai tu că deja marfa e pregătită de mine, că sunt băiat harnic, poate o luai deja. 27 de stecuri, dar vreau și o ofertă ca lumea, vezi că... Bun, deci nu ne negociem aici, că aici este pentru clienți, să intrăm la camera de VIP-uri. Chiar what? Aici. Ok, ok. Așa, mamă, ia uite, bă, ce frumos e. Aici bine, camera momentan, de momentan avem. Ah, mai băgat în depozit, că dacă nu-ți place oferta să mă omori, am înțeles. Vreau un shulker de TNT-uri pentru a mina prin Nether. Deci am văzut sus că dai 32 de bucăți cu 3 diamante și un stack cu 5 diamante. Sper că faci o ofertă bună. Bă, mă gândeam așa pentru început să plecăm de la două stack-uri de diamante. Două stacuri de diamante, 128. Bă, nu mă luac, deci stai un pic. 27, 5, 4. Din 4 diamante și ceva. 4 diamante și ceva, da, matematică, bun. Ce părere ai? Fii atent, dacă facem cât e 3 ori 27, 5, 4, 80, fii atent. 10 blocuri de diamant, 90 de diamante, da? Bă, nu, mai prea puțin, mă, nenea Blumen. Bă, stai să mă verific prin buzunare. Deci pot să fac asta și cu ce mai am pe aici? Ia, stai că am aici un shulker. Deci vrei... Stai că să încerc ceva. Slime ball-ul cred că ai. Măr de aur încentat te interesează oare cumva din greșeală? Bă, din greșeală am un stack în Ender chest. Ai doar o greșeală. Ok. Deci din greșeală nu te interesează. Bun. Mă gândesc că banner pattern ai flow din ăsta. Da. Mergea gușterul ăla, știi, exact. Gușter, încerc să vând ca un gușter pe sine, așa. Măi, din păcate l-ai la Peter. Din păcate, din ăla am făcut numai de unul și la Peter. Da. Păi. Bun. Deci tu zici un 90 de diamant, ai zis? Sau și o poțiune de B2M5, ce zici? Că știu că tu ai ferma aia în Trial Chamber cu Ionuț și poate vă ajută. Da, mă, dar în afacerea asta sunt cu Edi și... Da, nu contează, ai tu o poțiune. Diamantele le împars cu Edi, 5 blocuri de diamant fiecare. Și să ține o poțiune așa... Fii atent cum facem. Deci, îți dau așa ție. Ok, astea sunt pentru tine. Ok, încerc să mă mituiești? Nu încerc să te mituiesc, te mituiesc, l-ai luat deja, adică okay. Onorabilă instanță, okay. Le-o luat deja. Da, le-am luat. Astea le împarți tu cu Edi, știi? Da. Cât bine astea în diamante, ia să ne uităm. 5 blocuri de fiecare, 90 de diamante, 6 ale tale, eu zic că... Ok. Și poțiunea aia de pe domn 5 mi-ai dat-o? Da, ți-am aruncat-o. Sau? Ok, da, am două. Bă, nu știu cum a ieșit târguia la asta, dar am luat mită. Nu știe nimeni, uite, am văzut că ai aici pregătit, pot să le iau, 27 de stack-uri, nu? Ok, stai, vin astea, venim și cu astea, te ajut eu să le iei de aici,
să fie treaba. Ok. Ai loc suficient? Da, cum să nu am loc suficient. Așa, gata. Am luat aici 18 stack-uri și am mai luat eu 9 stack-uri în inventar ca să fie treaba. Uite, stai, astea 40 erau în plus din greșeală. Așa. No, bun. Bă, se întâmplă. Acum le-am vândut destul de ieftin, dar ei, lasă, mai vânzarea merge. Nu știe nimeni, stai să văd cum ies de aici, gata. Am ieșit. M-am vândut și pe mine. Detalii, nu știe nimeni, ok? Diamantele, cu diamantele alea poți să iei mâncare la cățeluși, că am văzut când am fost pe la tine că ai niște cățeluși. Da. Le o armură de la Puf, eu zic că... Dacă mă gândesc că e pentru o faptă bună, nu o să mă simt chiar așa nasol. Da, exact. Da, exact. ai dreptate, da. E corect. Trebuia să le iau, că și cățelușii aia trebuie să mănânci și ei ceva. Da, exact. Și la rândul meu. Dar cum, îți mai iei flori de la sniffer pentru casă și dacă eu ți-am dat diamantele și tu ți-ai flori pentru casă, bam, e ca și cum le-ai luat gratis. Bă, să știi că ai dreptate, da, de fapt sunt chiar fericit că am făcut deal-ul ăsta, că altcineva nu venea chiar așa cu dita mai oferta, nu da, venea da, niciodată și așa. Dacă zic eu, dacă venea cineva chitros ca Dani, îți zicea, bă, ce, că eu nu, un diamant, un steak, nu mai și tot, da, nu mai scăpai de el, deci eu zic că am făcut o afacere bună. Da, ai dreptate, gata, sunt convins, nu mai. Bun, mă bucur că te-am convins, te las atunci, am plecat că Netherite-ul ăla nu se minează singur. Succes. Am înțeles, bine, papa. Papa. Privim partea cea mai bună, Panda nu a pregătit un shulker întreg cu TNT-uri. Așa că luându-le eu, am reușit să mai trag pe dreapta vreo 3 stack-uri, că am 18 în partea asta, 9 aici, ceea ce îs 27 și cu încă 3 îs 30. Iar dacă împart 90 de diamante cât am plătit la 30, ar ieși 3 diamante per stack. Deci un deal foarte bun. I-am dat acolo niște diamante, am învârtit-o eu cum am făcut-o și până la urmă am reușit să ies la un preț extraordinar de bun, că 5 diamante costă normal un stack, eu am făcut rost la 3 diamante stack-ul, deci cel mai bun deal pe ziua de astăzi și acum le voi folosi pe, cred că toate, pentru a face rost de Netherite. TNT-uri bifate, poțiuni de fire resistance bifate și acum mai am nevoie doar de un arc cu flame și să vezi exact în momentul în care am nevoie de flame, n-o să-mi cadă cu Infinity, frumos, perfect, hai că am avut noroc de data asta, chiar mă așteptam să stau aici destul de mult, dar din a doua o mers și acum vine partea cea mai grea, adică să găsesc un loc prin care băieții nu au minat încă Netherite. 28 de stack-uri de TNT-uri mai târziu am reușit să adun 2 stack-uri și 23 de Ancient Debris, mult mai mult decât aveam nevoie pentru a compensa premiul de pe locul 1 și premiile de participare, așa că restul îl voi folosi la câteva armuri de Netherite, însă mai târziu puțin pentru că momentan mă așteaptă băieții la premiere. Privind partea bună, am pregătit premiile la fix pentru decernare, și anume 2 blocuri de Netherite la locul 1, un beacon pentru locul 2 și locul 3 primește ori 32 de blocuri de aur, ori 32 de fier sau dacă-s 2 câștigători, ei bine, le voi lăsa ambele și le împart ei. Însă, acum, partea proastă, nu au venit toți câștigătorii la decernare, așa că a trebuit să o amânăm pentru altă ocazie. Și câțiva dintre participanți n-au primit asta tare bine pentru că la o zi după au fost plin prin partea asta de node blocuri cu capete și ia uitați-vă aici, o tonă de capete de bugged și au rămas un singur node block de scos. Bine, un singur, cred că vreo 2-3, dar important e, le-am scos palea 5-6 de acolo, palea 7 de acolo, palea 10 din partea aia, s-au distrat băieții. 20 ceva de capete, însă mai trebuie să fie aici unul, undeva în partea asta, cred, da, ia uite, bun, l-am găsit, aoleo, cap de evoker-ul ăsta, bun, lasă-le acolo și eu am plecat de aici,
O să mă răzbun, păi, atât pot să zic, să se pregătească sufletește pentru ceea ce urmează, că o să-i las să uite de ceea ce-o făcut pe aici, că era plin de capete, deci sinfonie de vexuri, bestii, evocări, zombie, tot ce vrei, și după ce uită, ei bine, atunci, nu vreau să zic mai multe lucruri, însă ce vreau să fac acum ar fi să iau din acest Ender Chest bundle-ul gol și să pun numele vânătoarea săptămâna 5. Așa, săptămâna 5 să fie, și voi aduna toate capetele din această săptămână, pentru că sunt chiar foarte rare, și anume avem în partea asta cele 3 de bugged după 3 de brown mushroom. Atât, mergem mai departe. 3, de chestnut? Interesant, woods wolf. Ok, aia da. Avem în partea asta panda maro, 3 capete, nu mă așteptam, charge creeper să fie acolo frumos și 3 de breeze, după care pe final sunt cele 3 de warden, warden's head, warden, ok, dubios că-s diferite, 3 în partea asta de endermite, 6 diferite? Cred că unul e luat înainte de 1, 21 și 1 după, mă rog, nu contează, 2 de, au pus și aici băieții bugged. De capete de bug și 2 de Edi, unul omoră de panda și unul de Ionuț. Acum hai să le iau pe toate, atât, pregătite frumos acolo, și să le scot pe acestea care le-au pus băieții la supărare. Înțeleg de ce s-au supărat, că o dura destul de mult, însă de data asta chiar nu a fost vina mea că nu s-au prezentat toți oamenii la premiere, dar lasă că știu eu unde-s bazele lor. Doar 44 de capete au pus băieții pe aici și mi-e frică de ce o să găsesc la etaj, mamă, câte îs. Hai, oare reușesc cumva să le iau? Hai că, așa, va dura ceva până le iau pe toate în parte și trebuie să am mâna liberă. Vai, ok, le voi scoate așa încetuc și nu să, să stachează. Deci să înțeleg că au pus undeva la vreo 50, s-o distrat. Bine, când dai fermă, teoretic 50 de capete, așa numai să fie. Nu mai duc la următorul etaj, las așa, sărim peste capetele astea și prank-ul băieților. Vreau să vă mai povestesc ce am făcut pe breaslă în ultima perioadă, și anume am fost împreună cu nenea Peter în câteva trial chambere. Și cred că el deja a postat ce s-a întâmplat pe acolo, așa că vreau să vă arăt loot-ul pe care l-am găsit. Boom! Asta e tot ceea ce am găsit, mai exact armor trimuri care mă interesau, un măr de aur enchantat să fie acolo, un flow banner pattern, însă dacă le pun pe astea două la magazin, voi avea toate armor trimurile disponibile la vânzare. Totuși, înainte de a pune ultimele armor trimuri, vreau să văd dacă am făcut ceva vânzări. Mamă, ce bate vântul pe aici, gol! Nimeni nimic. Ar trebui să pun și mai multe armor stand-uri, n-o să mint, însă mă așteptam la ceva mai multe vânzări. Opa, ia uite, o lua cineva din partea asta 4 ward. Superb, deci își mai modifică băieții armurile, mă bucură treaba asta. Și acum le voi putea pune la dispoziție ultimele armor trimuri, cele două din 1.21, ăsta Dune și cel Spire. Numai să văd cum le îndes în partea asta. Încă nu-i gata ultimul etaj al magazinului de armor trimuri, însă important este că le-am pus pe ultimele 4 aici. Și la etaj și asta... Salut, panda! Salut! Oh, Blue, ești aici. Da, lucram pe aici. Oh, văd că ai început la partea asta din pod, foarte da, frumos. Da, păi uite, fii atent, astea sunt ultimele armor trimuri pe care nu le aveam la vânzare. Spire, armor trim ăsta din end, în partea okay. Asta flow, aici bolt și Dune. Dune. Yep, și aici lipsește ceva? Nu lipsește, dar vreau să fac armuri custom. Adică în părțile astea să fie, uite și aici una mai scumpă. Gen, vii și scumperi întreaga armură de netherite, diamant, fier, gata cu armor trim, gata enchantată. Am înțeles, și cu enchanturi și cu tot. Bă, într-un caz așa urgent, extrem, în care se întâmplă să mor sau ceva, e perfect.
Da, nu neapărat că mor. Vrei și tu o armură de colecție, știi, sau o armură unicat. Înțeles. Da, am da, da. Înțeles. Bă, e o idee destul de interesantă și cred că pentru colecționare o să prindem. Da, poate și pe lângă asta, ia uite, ca să răsplătesc cumpărătorii, că sunt un pic mai scumpe armor trimurile astea, am adăugat mostre gratis. Mostre gratis? Oh, ok, deci avem aici toate variațiile de culori, să înțeleg. În afară de diamant și netherite, care sunt destul de scumpe, toate variațiile, nu știu, vrei să spui lapis, poți să iei de aici, vrei să spui redstone. Am înțeles. Practic, iei un armor trim, după aia ți iei din partea asta ce vrei să pui pe tine, dacă nu-i diamant sau netherite, și bam, ți-ai făcut fix în acest smithing table. Ce tare, ce tare că ai pus și astea și nu mai trebuie să-și aducă lumea de acasă, bana mai la mine și chestii, da, da, exact. Super șmecher. Ender chest la fiecare nivel, nu știu dacă ai observat, ia uite și aici, și în partea asta e smith, numai trebuie să adaug mostrele gratis la fiecare nivel. Da, să face cu timpul. Bine că ai adăugat ender chest-uri în cazul în care nu știm unde ne ținem banii, știi, să da, avem da, da. Unde. No, bun, te pot ajuta cu ceva pe aici? Că mă gândesc că de asta ai venit. Bă, eu venisem să-mi customizez armura asta pentru leapșa. Înțeles. Ca să o pun și eu acolo frumos la clădire, să arate bine, să spună și ea o poveste și dacă tot te-am găsit aici, mă gândeam că poate poți să mă ajuți cu o sugestie ceva. Măi, te ajut cu o sugestie dacă mă ajuți și tu cu ceva. Ok, te ajut. Deci, fii atent. Tu ai elitră, nu? Da, da. Eu n-am elitră. Poți să te duci până acolo sus și să spargi acel cap? E un note block acolo. E un note block acolo, zici? Da, e un note block acolo. Ia uite-l măcim. Bă, okay. Dar nu crezi că te pricep cam bine cu elitra aia? Da, am ieșit direct pe acoperiș. E bun. Stai că vin să vedem. Stai să vin să le arăt la oameni numai, două secunde. Că vin. Da, oricum, eu sunt pierdut deja. Ești pierdut? Da, caut intrarea în casă. S-au auzit sunete aici, ce s-a întâmplat oare? Da, s-aud sunete, stai că trebuie să scot asta. Asta am avut sub întreaga bază. Ok, deci da. Am înțeles. Opa. Nu știu, n-ai vreo idee cine o fi făcut asta? Nu știu, pe bune. Nu știi? Da. Nu știi pe nimeni care ar avea acces la un stack de capete de bugd? Ba da, știu pe cineva. Oare cine? Nu mai bine ne apucăm de armura aia totuși. Bine, hai că ne apucăm de armură atunci și lăsăm povestea asta pentru altă ocazie. Da, capete de bugd, nu știu, nu-mi dau seama. Ok, deci a fost numai o idee. Bun. Ok. Păi, zici pentru o armură de gold. Armură de gold, ce-ar merge? Deci, am eu o idee șmecheră. Pentru buți, cel mai bun armor trim, mi se pare că e ăsta snout. Ok. Da, poți să vezi, l-am pe mine, dacă așa cum... Îmi place, arată... Precum niște copite așa în gen. Da, mergem. E cam singurul care spune pe jos. Bun, după, hai mai jos puțin, la pantaloni, încă tot așa am o preferință, Silence. Toate armor trimurile, din câte am putut observa, îți fac dungi, știi, câte o dungă, câte ceva pe pantaloni, dar la Silence, îți umpli pantalonii de culoare. Ok, am înțeles. Deci, Silence... snout și pentru chestplate? Pentru chestplate ți-aș recomanda, stai să văd unde îl găsesc. Pentru chestplate, dar nu l-aveam pe aici? Era cumva jos, cred? Stai așa, că e imposibil să nu l-am la vânzare și pe ăla. N-am ai armor trim aici? Ai armor trim? Ăla cu ochi. Stai așa, la galben. Da, știu care zici. Bă, nu spune. Ia uite că dacă ai venit aici, măcar am aflat
că lipsește. Bă, oare chiar să nu ai, ai armor trim ăla cu din, asta, a, să nu ai, ai. Ăla din Stronghold-ul, de aia nu l-am. Paoleo, pă bune. Bă, da, am uitat că e unul și în Stronghold, ăla se găsește parcă în bibliotecă. Da, exact, ai armor trim. Dar ar trebui să-l ai, Băionuț. Dacă mergi la el, sunt 100% sigur că ți-l dă, că parcă el a fost primul Stronghold. Da, cred că e la el, cred că e la el. Da, 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 deci trebuie să mă întâlnesc cu el să fac o schemă și să-l cumpăr. Am înțeles, băi, până una alta cred că putem să înlocuim cu altceva, sincer. Zici să înlocuim cu altceva? Stai că mă consult un pic cu catalogul și zic imediat. Ok, ai găsit ceva în catalogul ăla? Da, am găsit ceva și am putea înlocui ai cu Dune, cu ăsta, dacă vrei ceva mai ieftin sau dacă vrei ceva puțin mai scump, dar care știu că-ți place, am putea merge pe Vex, care e la parter. Ok, ok, am înțeles. Bă, sincer, cu Vex-ul ăsta mă cam definește cât l-am purtat eu. Da, și de aia zic că ceva ce ți-ar plăcea ție ar trebui să fie Vex. Dacă nu, poți să mergi și pe Dune, e similar, e un ochi un pic mai mare pe piept, dar da, cam asta ar fi. Deci zic că Vex, Silence și ăsta, Snowed, ar merge. Mulțumesc mult încă o dată și spor la treabă și na, ai grijă pe aici să nu se mai întâmple chestii de genul. Da, și... da, da, o să, nu știu, angajez un bodyguard ceva. Da, poate o să găsim fapta și, da. Da, da, da. Hai că am plecat. Pa, pa. Bine atunci, succes, pa, pa. Pa. Bun, acum hai la treabă că etajul ăla nu se termină singur. O pleca Panda și când să mă apuc de treabă aici, mi-a scris Puf spunându-mi că a terminat tot ce era de făcut la ferma de gold, așa că voi da o tură până acolo ca să-mi arate sistemul și sper că nu va fi foarte scump. Ia uite mă cât de mult s-o schimba pe aici, salut Pufule! Hai soldat, mișcă, 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 soldat! Mișc, mișc, dar de ce vrei? Bă, bă, mișcă, nu, nu, mișcă, nu mișcă. Spune că lași ceva mole la mine în cap. Nu, 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 că s-o prește în armură prima dată dacă e. A, ok, ok. Că te vedeam așa, știi, cu animația asta și erai aici pregătit. Nu știu dacă ai ăla de animație și părea ca și cum te pregătești să lași ceva. Da, eram pe scară, da, da, da. Da, 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 da. Mi-o fă frică un tic. Un tic de fecale. Un tic, un tic, da. Da. M-ai chemat aici pentru chestia asta pe care eu n-o înțeleg, dar îmi explici tu și sunt sigur că după o să înțeleg măcar ce cufere să deschid. Ai cap de delfin? Da, da. Deci ar trebui să fiu un mamifer inteligent atunci. Ar trebui, dar eu fac parte din grupul ăla de delfini. Ce care nu sunt atât de inteligenți. Delfinii care lasă ouă sau... Da, da, da. Ce eu? Bun. Omule drag, ai vrut un sistem de sortare care să-ți facă direct blocuri de gold, yep, nu? Exact asta am vrut. Și astea sunt crafterele, nu? Care fac scheme. Yes. Aha, da. Aha. Aici îți vin blocurile de gold. Poți să te duci mai jos să mai pui cufere până jos de tot dacă vrei. Nu, cred că ajung. Ca nu, să ai spațiu de stocare. Și în partea asta, la altă, aici ai zis că vrei să ai un sistem care să-ți umple șulcărele cu rotten flesh și să le bage aici. Uite, două șulcăre pline. Deja? Două șulcăre deja. Pline? Deja. Ok, ok. Deci ăsta ți se încarcă automat, când e plin, îl sparge, îl bagă în cufăr, aduce altul din cufărul ăsta. Numai cufărul ăsta văd că e cam gol. Știu că mi-ai dat tu câteva șulcăre, îs în dispenserul ăsta și în drover. Ok. Am înțeles. Nice, nice. E bun atunci. Deci, practic, ăsta e un shulker loader, un încărcător de șulcăre. Îți încarcă rotten flesh-ul, îl sparge, îl bagă în cufăr, pune altul gol în locul lui. Mă, e mult aici... mai simplu decât ăla pe care l-am găsit eu acum ceva ani. E mult mai simplu, da, și e foarte compact, aș spune eu, dacă mă întreb. Da, pe ce, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pe 3. Atât ai. Yep. Mega aici, simplu, ok, da. Aici sus ai un crafter care îți craftează din nuggeturi în lingouri. Uite ăla de acolo din capăt. Ah, ok. Ok, ok. Așa, și lingourile ajung în sancufărul ăla pe care l-ai deschis. După aia mai jos e crafterul care craftează din lingouri în blocuri de gold. Am înțeles. Astea au trebuit puse cu alte craftere care să acționeze ca și un fel de filtru, pentru că vezi tu, din
lingouri de aur, poți să faci mai multe chestii, nu numai... Da, și să nu-ți facă Știi? nugget-uri, să-ți facă bloc. Exact. Am Și aici sus înțeles. avem un alt crafter care funcționează ca și filtru pentru pistonul ăla cu, cum îi spune la asta, observer, care se formeze un clock în momentul în care sunt nugget-uri înăuntru. Ah, ok, da. Ah, super. Ceva de genul. Și aici Da, ei, sus e sistemul de deci... stocare, a? De Și aici sus e sortare. sistemul de sortare, da. Primele două țiți cu lingouri de aur. Ok, da, care să duc direct Așa. acolo și să craftează, da. Următoarele trei sunt cu pepite de aur. Ok. După aia următoarele trei sunt cu rotten flesh. Și ăsta e Și cu capete. ultimul e cu capete, da. Și Ăla. acolo în lavă ajung toate săbile. Foarte bine, sincer să fiu, mă bucur că ajung săbile acolo. Știu că în ultimul sezon, parcă, când făcusem treaba asta, ne-am ocupat și de un sistem cu bambus care să le prăjească, dar nu, trebuie mult prea multe furnace-uri, nu merită. Da, nu prea să merite bătaie de cap. Da, No, sincer. în teorie am făcut toată chestia asta să fie spawn-proof, deci nu ar trebui să se spawneze absolut nimic pe ele. Și Ok. aici sus, din mai aici nu poți să folosești apă în Nether. Da. Trebuie să folosești pistoane cu de astea, cum le zice, cu Cu slime ball, slime slime blocuri, block, așa. slime chestii, da. Și itemele ajung aici jos. Am pus aici o bucățică de miere. Ok, un bloc de miere. Că mierea, cum ar veni, ține itemele lipite de ea, știi? Și atunci, în momentul în Ah. care le împinge, ca să nu le împingă foarte departe, o țin lipite de ea și pică fix cum ar veni aici pe blocul Obsidian, da. ăsta. Da, dar pică cumva și pe colțul lui, pe marginea lui, în așa fel încât când e împinsă de pistonul ăsta, să vină pe aici, pe lângă hopere, știi, ca să fie Ah, luate da. itemele de hopere. Și Deci lea. merge pe Ok. două blocuri itemul cum ar veni, știi? Ah, Pe marginea super, două da. Și blocuri. atunci merge aici și face dreapta unde l-ai lăsat tu să facă. Exact. Am pus atât de multe din astea că în cazul în care, de exemplu, dacă vezi în fiecare din ăsta sunt câte 18 bucățele de, nu știu, Da, da, Rotten da. Flesh sau Gold Nugget sau așa. În cazul în care vine un stack și ceva de iteme, să avem 3 pentru ăsta sau câte 2 sau așa, câte să Ah, fie luate. da, am înțeles, ca să nu se Ca blocheze să nu sau se să meargă în piardă. foc. Da, să nu meargă în foc, să nu se piardă iteme. Dacă pică capete în foc sau săbii, aia nu ne deranjează. Ah, Asta e relevant, nu contează, Gold e da. mai important. E gold-ul cel mai important pe aici. După ce mi-ai prezentat întregul mecanism, am înțeles cum funcționează, e mega șmecher, îmi plac explicațiile tale, n-aș ști să-l refac, dar măcar înțeleg cum funcționează. E Măcar bine, dar dacă vine funcționează. cineva știu să explic. Și acum întrebarea mea cea mai mare este: care-i prețul pentru tot ăsta? Părerile au fost, cum să zic eu, mixte. Unii oameni au zis un stack de blocuri de diamant, alții au zis jumătate de stack, alții au Ok. zis un stack și ouă de snifere, un stack și nu știu ce. Am zis că totuși nu-i chiar așa de complex de Nu-i, făcut ăsta. cum zic, O nu-i durat un complicat, e picuț. complex. Da, e un picuț complex, dar nu foarte. Și nici nu-i foarte extraordinar de mare, ca să zici așa. Și cu toate materialele ce le-am folosit și ce am mai cumpărat de prin stânga și de prin dreapta, eu am Da. zis că undeva la vreo 20 de blocuri de diamant ar fi suficient. 20 de blocuri de diamant, zici. Ai un Ender chest să mă verific prin buzunare? Caută-te liniștit. Ok. Deci 20, asta înseamnă că dacă vorbesc cu Dark vine câte 10 de fiecare. Uite, fii atent, știi cum facem? Eu n-am să-ți plătesc acum și trebuie să mă întâlnesc cu Dark. Îți dau 24 de blocuri de diamant, pentru că probabil o să mai am nevoie de serviciile tale și vreau să rămânem în relații bune. 24, dar ți le livrăm noi acasă în, nu știu, 3-5 zile lucrătoare. Da, ținând cont că e o sumă atât de mare și trebuie să vorbiți cu banca, într-adevăr. Da, nu, cu trebuie să vorbesc cu Se Dark. face. Să face jumătate, da. La cât de mare e Dank, doamne, s-o zis limba română. Da, la cât de mare e Dark, e La lui cât de mare e banca. Dark, da, poți să zici că e bancă, Ok, da, trebuie să vorbesc cu banca, să ne consultăm și să trimitem un ostaș pe măgar călare, știi, și măgarii se mișcă mai greu, deci de-aia 3-5 zile lucrătoare. De-abia aștept să văd ostașul pe măgar. Deci mi-a dat de lucru. Ok, o să vezi și ostașul pe măgar. Bine, 24 de blocuri de diamant să fie, așa facem.
Te bate palma. Da, bun, batem palma, hai, gata, am bătut palma, hai, bătut. Vezi că... Duce-mă, duce, că tu ai litră. Deja mă piși de fund, nu-i corect. Lasă, nu contează, duce. Nu, bun, 24 de blocuri, mamă, lasă, mă duc, vorbesc cu Dark și se rezolvă. Acum sper totuși că am 12 blocuri de diamant, adică dacă îi să iau tot ceea ce am vândut pe aici, ar trebui să se adune destul de multe. Dacă nu, de fapt, ba da, trebuie să fie undeva la 90-108 diamante, pentru că luase cineva, da, uite, luase cineva din partea asta, o, lejer, cu astea 50, am mai mult de 12 blocuri. Bun, altceva nu s-a mai cumpărat, crafting table-ul e în partea asta și să vedem, o, 15 blocuri, lejer, numai am spațiu pe aici? Nu, n-am spațiu, stai că pun diamantele acolo, gata. Voi face curat în partea asta, dar cu altă ocazie, pentru că momentan vreau să termin etajul acesta. Am terminat tavanul ultimului etaj al magazinului de armor trimuri și au rămas una, două, trei spații pentru a pune armuri ediție limitată, adică odată pe lună cel mai probabil voi face trei seturi pe care le voi vinde la un preț destul de piperat, însă vor avea un design special. Nu vă zic prea multe, veți vedea atunci când va veni momentul și acum a venit momentul ca eu să dau o fugă până la Nenea Dark pentru a discuta cu el despre deal-ul cu Nenea Puff. Ham, 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 ham. Și chiar voia să-mi iau un câine, ești nebun? Delfin o câine, ham ham, ham ham. N-am o să frate, eu pe omor cu daur. Păi nu vreau, vreau kelp, că delfin. Sau ce mâncă delfin? Pui. Nu. Mă rog, nu contează. Mă bucur, Darkule, că te-am găsit. Pe tine te căutam. Ce am mai făcut acum? N-ai făcut nimic, hai cu mine să-ți arăt. Pentru că Puf a făcut ceva și nu în magazinul ăsta. Hai să, o să vezi. Tot trebuie să mă întorc să mă un cățel. Ce cățel vrei? Vrei unul închis la culoare? Îți dau unul închis la culoare dacă vrei. Nu știu, încă nu m-am decis. A, bine atunci, cumperi de la Puf. Dar hai să-ți arăt, practic, că trebuie să-i mai dăm ceva la Puf. Hai să-ți prezint un pic când mi-a prezentat Puf și să-ți arăt și eu care-i schema pe aici. După aia zic și prețul. Da. La cum o spui, deja mi-e frică. Mă... Da, o să te las pe tine să-l ghicești și după aia ți-l spun. Blocuri sau în diamante? Da, asta voiam zic, că e în blocuri. Asta e singurul pe care pot să ți-l zic, indiciu. Pare ceva scump. Destul de scump, o să vezi. Dar, hai că pare și cam bătaie de cap un pic așa. Da, păi fii atent. Deci, e atât de simplu acum în 1.21, având autocraftere, bam, tot nuggetul și aurul se transformă în blocuri aici. Ok, deci cum vorbeam noi, ai reușit să fac asta, dar care-i dar mă surprinde, astea fac față pentru tot goldul ce se produce? Da, să știi că fac față și aici e rotten flash. Adică așa de repede se mișcă drăcia asta de autocrafter? Da. Mă rog, aia altă. Da, da, se mișcă super. Okay. Și aici e rotten flash. A, a făcut chestia aia până la urmă cu șulcăre? Da, direct în șulcăre. Și... Vrei să-mi mai dau șulcăre? Nu trebuie să mai dai șulcăre momentan, e ok, e vreo 16 acolo. Mi-a mai rămas, mi-am umplut tot Ender Chest și mi-a mai rămas și lucrășelor de aia. A, e bun atunci. Și hai să ne cățărăm aici. Ăsta e sistemul de colectare. Avem 3 pentru nuggeturi, 2 pentru ingături, 3 pentru rotten flesh și 1 pentru capete, iar restul săbiile se duc în lavă. Preț. Ghicește prețul pentru tot ce ai văzut aici, pentru tot ce ți-am arătat. 15 blocuri. Mai scade un pic și după aia înmulțește la 2. 13. 12 de căciulă, 24 în total. Ma, inima. Da, poți să-mi dai numai 10 blocuri, sincer. Și 14 le pun eu. Că inițial Puf a zis 20 de blocuri, dar am zis, bă, hai că îți dăm 24, ce să mai, să fie acolo cu muncii mult. Ia mă, de acolo și stai din gură. Gata, șeful, 24 de blocuri. Sincer, da, chiar am muncit și... Ah, ok, și practic din cauza pânza aia, de asta are ăsta crafterul timp să crafteze, că practic durează mult până pic alea. Yep, păi exact. Da, chiar, dar nu se șterg alea de la... Alea, cât era Minecraft, 5 minute parcă? Da, îți 5 minute, nu se șterg, e ok. Adică pică în 5 minute, cum ar fi? Nu, no, pică mai puțin, deci cred că pică undeva la un minut, maxim. Adică pică foarte rapid.
Ah. E mult mai rapid decât ți așteptai. Mă, sincer, mă așteptam și la mai mult, mă așteptam la cel puțin jumătate stack de blocuri. Da, și eu, dar au zis că, na, pentru că am mai lucrat împreună, pentru că nu a fost chiar atât de greu, 24 de blocuri. Și acum mă duc să-i le duc. Salut! Am zis ce-am zis? Că ți aduc diamantele pe un d-ăsta. Dar nu te aud. M-auzi? Oh, te aud, dar tu nu m-auzeai pe mine. Ah, ok. Am uitat de microfon. Ok. Vai. Da, îți ziceam că bine ai venit, călătorule. Păi da, sunt călătorul, Hector călătorul. Hector călătorul? Și unde te duci, la Hector în praznic? Nu. Păi am zis că vin călare pe măgar, dar măgar n-am avut, așa că am venit călare pe Cămilă să-ți aduc bănuții pentru dealul nostru de la ferma de gold. Da, te-ai prezentat ca un sheik. Alo? Păi la câte... stai așa să leg pe Hector. De fapt nu merge departe, dar ia, stai aici. Dar de ce faci așa de urât? Nu te dai jos de pe el. Mă, nu știu, poți-i place numai când îi cineva pe el. Este un mister pentru mine. Și nu vreau să-l rezolvăm. Sper că nu-i place când îl căl... Ok, da. 24 ia de blocuri de diamant. La. Yep, exact. Ia uite-l mă, că aplaudă. Acum știu să fac și așa, ca și foca din două. Ce tare. Păi da, nu? Bun. Mă bucur că ne-ai ajutat, că ai făcut acolo sistemul ăla șmecher, l-am arătat lui Dark, i-a plăcut. Ești, ce să zic, da? Apreciem. Sunt cobză, cum s-ar zice pe așa ceva. E da, bine, ești, e frumos. Ești cel mai bun la așa ceva. S-a așezat cu fundul în stâlp ăsta, mă. Bă, ceva nu-i în regulă cu Camila. Ok, Camila. Hector, hai acasă. Bun, nu mă mai face de rușine. Că nu... nu-i bine. Mulțumim, Puf, încă o dată. O să mai apelăm la serviciile tale și o zi în continuare să ai. Pa, pa. Băi, să nu pleci prea departe, că o să fiu nevoit și o să trebuiască și o să vin până la tine să... Știi, vezi și după că sunt îmbrăcat tot în negru, așa, parcă sunt doliu. Și vreau să vin mai încolo un picuț pe la tine să te pun, știi că am auzit că tu te pricepi cu mașina de cusut. Da, sunt designer din ăla șmecher, sigur, te aștept. Dar întâi să nu uiți de astea, să nu uiți de premiera la vânătoarea de capete, că mă duc să fiu acolo. Bine, pa. Ne auzim, pa, pa. Fă cu mâna, pa. Hector, ciao. Salută frumos, mulțumește pentru ospitalitate. Ok, hai că deja exagerez. I-am dat diamantele și să facem premierea într-un final pentru vânătoarea de capete. Salutare tuturor, numele meu este Rico și aici sunteți la Rico! Mi-am adus aminte de asta. Salut! Bine v-am găsit, dragi haiduci, după două luni de când v-ați înscris, săptămâni de când ne mai amânăm și ne reamânăm. Dar important este că toți câștigătorii sper că sunt aici, nu știu, voi v-ați calculat punctele. Așa că am să vă întreb respectuos câte puncte aveți. Vedeți care ușiță la buric. Ce? Nu, mică n-am pauză, ușiță. Băi, la buric am gură, mă, din aia, știi, poți să... Cum ca sumo. Eu nu te înțeleg pe tine, ce organizator de concurs ești tu și nu numeri punctele să știi cui dai premiile. Deci, ce-i neregulă cu tine? Păi nu știu dacă sunt oameni care își mai țin puncte până Ender Chest și-o mai uitat puncte. Voi număra până la 3 și la 3 toată lumea își scrie punctajul pe chat, da? 1, trebuie să și scriu pe chat. 2, 3. Sper că am calculat bine, da, hai. Mamă, deci 7585 pentru Ionuț,
6.000 pentru Domino, 4.465 pentru Puff și 1.685 pentru Eddie. Va primi și el un premiu. Nu mi-a arătat fundul, te rog, mulțumesc. Așa. Atunci, puteți să vă cățărați pe podium în ordinea punctajelor. Ăsta e locul 1 în cazul în care nu se înțelege cu aur. Dă ăsta jos. Aici este locul 2 cu medalia de argint și aici este locul 3 pentru cupru. Și tu stai pe trept doar aici lângă cupru. Auzi, ai și tu niște beațe la tine? Da, dacă ai nevoie, ia. Mulțumesc. Cu plăcere, aici cu plăcere. Apreciez. A, vrei să faci semne ca să... A, nu, da, ai zis că să ne cățărăm și... A, no, bine. Gata, hai să sar de aici. Bun, hai să vedem. Eu mă înghesc un pic. Uite, să mă dai jos de pe locul 3. Locul 1, locul 2, locul de băscara jos 3. Așa, felicitări, campionii. Puteți să vă vreți să vă fac o poză, așa, campion. Campion toată lumea, frumos. Tu primești o scară, să te urci mai sus. Și pentru... Dar nu pot, nu vezi că avea... Erau două puncte pentru capul lui Edi. Cine luase acele două puncte? Deci două hârtiuțe de un punct. Am eu două hârtii de un punct. Am înțeles. Atunci tu primești astea. Am plecat. Așa. Și ar mai trebui să dau niște premii pe aici. Așa. Poftim de participare. De mulțumim pentru aplauze. Pe așa. Clap. Gata. Yeah, am primit și clap. Vă mulțumesc că ați participat la acest concurs. Îmi pare rău pentru neplăcerile care au fi apărut pe parcursul lui. Și ce pot să zic, Doamne ajută la mult mai multe concursuri mai reușite decât acesta. Într-un final, după două luni de zile, pot scoate aceste armor trimuri de aici pentru că s-a încheiat vânătoarea de capete și nu mai vreau să am chiar atât de multe entități pe la bază. Însă, după ce am rezolvat cu vânătoarea, tot mai rămâne ceva de făcut și anume să mă răzbun pe băieții cărora li s-a părut amuzant să-mi pună 100 de capete pe aici. Și sincer, nu va fi o răzbunare prea light, atât pot spune.